31 iulie 2017, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 13 consilieri dintr-un total de 15. Lipsesc nemotivat domnii consilieri Ghineți, Oan și Zahorneanu, dar. Conform înțelegerea anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetic. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul consilier Mocoi Dorinel Valentin. Cine este pentru vă rog frumos? Dorinel, ai nicio domnule consilier și omologați voastre, asta care sunt menești din primărie. Domnul primar. Care poate fi reprezentanța sindicatului unit al bugetarilor. Eu am spus ce vă cunosc, nu știu de sindicatul dumneavoastră, eu știu doar ce vă cunosc. Deci n-am venit în calitate de salariat. Asta nu știu eu de salariat și primărie, nu am zis de sindicat. N-am venit în calitate de salariat. Sunt reprezentantul unui sindicat însărcinat cu atribuțiuni de a apăra interesele tuturor salariaților din primăria Ives. Da, da. Nu mă gândesc. La toți salariații. Păi aveți dumneavoastră în Magani Tramă, nu eu. Avem depusă o hârtie oficială. Hai să vedem ce s-a făcut în ședința de la oficială, dar este sindicat care am depus-o la domnul secretar. La domnul viceprimar. Da. 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 Este okay. Care treaba. Noi vorbim acum ce s-a făcut în ședința anterioară și vom intre și la lea. Da? Ok. Bun. Domnul... Procesul verbal la ședința anterioară, ca să spun domnul președinte. Supunem la vot. Procesul verbal la ședința anterioară, unde domnul Lungu a fost președinte ședință. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? S-a abținut domnul Adic Cărbuleanu, care a fost absent motivat. Da. Deci cu 12 voturi pentru și o abținere s-a aprobat. Da. Da. Ce spun? Să dăm ce ținem de zi care ne rădăim cu ea astăzi. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei indemnizații de ședință pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local Comunei Liber de Bacău. Nu ne știți. Și proiectul 2 e proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază a funcționarului public și personalului contractual din cadrul aparatului de cetățenie comunale de zi, în cadrul Comunei Liber. Cine este pentru? Cine este pentru? S-a abținut cineva? Iurem. Ia, da. Cu 13 voturi pentru domnul președinte. Da. Cu permisiunea domnului președinte de ședință, domnul Mocoi Dorinel Valentin, voi aduce la cunoștință ordinul prefectului județului Bacău numărul 185 din 12 iulie 2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Crăciun Gioni, primar al comunei Liber, județul Bacău. Dacă doriți să vă citesc în întregime acest ordin sau citesc doar ceea ce dispune prefectul. Mă rog, articolul 1. Se constată încetarea de drept a mandatului domnului. Mă scuzați, dar noi trebuie să știm de ce. Ce este ordinul? Chiar dacă mai târziem două minute. Pentru că nu știm motivul. Cu permisiunea mea să mă așez pe scaun. Da, ce este ordinul? Așa, luați-o și nu mai înțelegem. Deci, prefectul județului Bacău, având în vedere referatul numărul 1307-1 din 11.07.2017 al serviciului juridic din cadrul instituției prefectului județului Bacău, sentința penală numărul 678 din 11.10.2016, pronunțată de judecătoria Unești în dosarul numărul 304-270-2016, rămasă definitivă, prin decizia penală numărul 423 din 31.03.2017, pronunțată de Curtea de Apel Bacău, în același dosar, prin care domnul Crăciun Gioni este condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare, cu pedeapsă accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de articolul 64 litera A, teza a doua litera B și C
Cod Penal din 1969, dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții directive publice, dreptul de a ocupa o funcție publică care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție publică, funcția de care s-a folosit în săvârșirea infracțiunilor de primar, pe durata exercitării pedepsei de 8 luni, închisoare. În temeiul articolului 81 Cod Penal din 1969, cu aplicarea articolului 5 din nou Cod Penal, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei de 8 luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 8 luni, stabilit potrivit dispozițiilor articolului 82 aliniatul 1 Cod Penal din 1969 și calculată de la data rămânerii definitive a sentinței. În temeiul articolului 71 aliniatul 5 Cod Penal din 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiționată a pedepsei principale. Decizia numărul 18 din 6, deci 8-6-2015 a Înaltei Curs de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în dosarul numărul 1063/1/2015, publicat în Monitorul Oficial numărul 459, din 29-6-2015, referitoare la dispozițiile articolului 15 aliniatul 2 litera I din legea numărul 393/2004, privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, care sunt aplicabile în cazul condamnării prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, cu aplicarea articolului 81-82, respectiv cu executarea în alte condiții decât cele prevăzute de articolul 57 aliniatul 1 din legea 15/1968, privind codul penal al României, republicată cu modificările și completările ulterioare. Adresa numărul 10738 din 13-6-2015 și adresa de revenire numărul 12649 din 6-7-2017 a instituției prefect județul Bacău. Referatul secretarului Comunei Livezi, numărul 3509 din 11-07-2017, înregistrațul numărul 13099 din 11-07-2017. Prevederile articolului 69, aliniatul 2, aliniatul 3, aliniatul 4, aliniatul 5 și articolul 72, aliniatul 1 din legea numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Prevederile articolului 15, aliniatul 2, litera E, articolul 16, articolul 17, aliniatul 5 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile articolului 253/1 Cod Penal din 1969, cu aplicarea articolului 5, aliniatul 1 din nou Cod Penal, articolul 293 Cod Penal din 1969, cu aplicarea articolului 5, aliniatul 1 din nou Cod Penal, articolul 64, litera A, teza a doua, litera B și C, articolul 71, aliniatul 5, articolul 92, aliniatul 1, Cod Penal din 1969, articolul 81 Cod Penal din 1969, cu aplicarea articolului 5 din nou Cod Penal. În temeiul articolului 26 aliniatul 1 din legea numărul 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului republicată, modificările și completările ulterioare, emit prezentul ordin. Articolul 1. Se constată încetarea de drept a mandatului domnului Crăciun Gione, de funcția de primar al Comunii Livezi, ca urmare a condamnării prin sentința penală numărul 678 din 11-10-2016, pronunțată de judecătoria Onești, în dosarul numărul 304/270/2016, rămasă definitivă, prin decizia finală numărul 423 din 13-03-2017, pronunțată de Curtea de Apel Bacău în același dosar. Articolul 2. Pe perioada vacanței funcției de primar al Comunei Livezi, atribuțiile ce îi sunt conferite vor fi exercitate de drept de viceprimarul Comunei Livezi. Articolul 3. Împotriva prezentului ordin, se poate face plângere la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Articolul 4. Serviciul juridic în cadrul instituției prefectului județului Bacău va comunica prezentul ordin autorității executive de Comuna Livezi și titularului ordin. Prefect Maricica Luminița Coș. Mulțumesc, domnul secretar. Ce a citit dumneavoastră acest ordin e în dosarul 34. Pe urmare, o condamnare, pentru care are el recurs, are dreptul, în dosarul 5409.
unde este condamnat cu 10 luni cu suspendare, 70 de zile să lucreze în folos societății, să facă cursuri de reeducare socială la serviciul de probațiune bancă și mai multe necazuri. Este o rușine pentru comunale, deci ne pare rău, nu ne pare bine la nimeni, adevărul acesta este, vă spun din toată inima, nu trebuia să întâmple așa ceva la Nebes. Mulțumim, domnul secretar. Da. Nu, 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 nu
Domnul aici? Da, ce vreți, domnul? Da, intrăm o dată în adresă. Azi intrăm o dată în adresă, și după aia am văzut la vedere să mai întâmplă. Prin derogare de la prevederile articolului 34 aliniatul 2 din legea 397/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participare la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, președintelui Consiliului. Haideți să termină de citit și vă mai comentăm. Pe scurt. Președintele Consiliului Județean sau primarul general al municipiului București, după caz, exclusiv majorările prevăzute la articolul 16 aliniatul 2. În conformitate cu prevederile articolului 13 din legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică se determină prin înmulțirea coeficienților din anexa numărul 9 cu salariul de bază minim brut pe țară, garantată plată în vigoare. Aplicarea legii. Conform articolului 38, prevederile legii 153/2017, legea intră în vigoare de la 1.1.2018, cu câteva excepții prevăzute la punctul 3 litera C. Astfel, indemnizațiile lunare ale personalului care ocupă funcții de demnitate publică se stabilesc de la 1.7.2017. Și se stabilesc prin înmulțirea coeficienților din anexa numărul 9 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. În conformitate cu anexa 9, punctul 14 și 26, coeficienții corespunzătorii indemnizațiilor pentru persoanele aleste în funcție de primar și viceprimar sunt următoare. Primării și consiliul, primar comună cu populație între 5.001 până la 10.000 de locuitori, coeficientul este 5. Viceprimar comună cu populație între 5.001 până la 10.000 de locuitori, coeficientul este 4. Modul de stabilire a indemnizațiilor, începând cu 1.7.2017, se stabilește după cum urmează. Indemnizație lunară primar de la 1.7.2017 este 7.250 de lei. Salariul de bază minim brut pe țară garantat 1.450 de lei. 1.450 de lei. Salariul de bază minim brut pe țară garantat de mulțit cu 5, coeficient anexa 9, egal 7.250. Indemnizația lunară consilier local este de 725 de lei. Stabilit de brut. Da. Stabilit de maxim. Deci, da. Lunarea domnului viceprimar a fost pe 10%. A fost pe 10%. Deci puteam până la 10%, dar eu am considerat că să mergem pe maxim și așa vom merge.
Iar proiectul de hotărâre, articolul 1, se aprobă indemnizația lunară a consilierilor locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local al Comunei de Județul Bacău și ale Comisiilor de Specialitate, în cuantum de 10% din indemnizația primarului Comunei Livest, exclusiv majorările prevăzute de articolul 16 al 2 din legea 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cu data prezentă în hotărâre se modifică și articolul 56, din ceea ce v-am dat mai devreme, din anexa la hotărârea Consiliului Local numărul 23 din 30.06.2017, privind aprobarea unui regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei de Județul Bacău. Articolul 2. Numărul maxim de ședințe pentru care se acordă indemnizație este o ședință de Consiliu și unul sau două ședințe de Comisie de Specialitate pe lună. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevedere contrarie. Reducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei de Județul Bacău. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului, primarului Comunei Livest, compartimentul bugete, contabilitate, venituri și va fi adusă la cunoștință publică și afișată pe site-ul instituției. Inițiatorul proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Livest, Județul Bacău, domnul Echim Soia. Eu vă mulțumesc. Poate mă ții primar. Aici un proiect scris, Consiliul Local și inițiator, dar nu. Întrucât el îndeplinește și atribuțiile de primar. Încă nu putem să-i spunem primar. Conform ordinii. Deci îndeplinește atribuțiile de primar. Da. Și beneficiază de indemnizația primarului. Deodată este primar, este viceprimarul Comunei Livest care îndeplinește atribuțiile de primar. Deci nu vreau să respectăm. Și beneficiază, vă arăt legea, beneficiază de salariul de primar. Primar, da. Uitați aici. Domnul Sorin Chim, acum este el primar. Ce puțin primar? Poate puțin primar. Da, cam asta e. Ești contratul de credit, nu pe poate ca să așa. Da, nu vezi că nu de credit asta. Și asumă răspunde. Comisia de Specialitate. Comisia de Comisia de Comisia favorabil. Domnilor, da, trebuia două cuvinte. Îmi permite, domn președinte. Se pare că domnul primar, interimar, ne-a putut noroc. În sensul că... în sensul că... ceea ce spuneam eu și anul trecut și anul ăsta mai de multe ori, eram nedreptățiți, adevărul este. Pentru că dacă noi ne-am hamat la o funcție de consilier, avem atâtea responsabilități prevăzute de lege, cu 190 de lei, aia era mare în râs. Adică nu m-a îndemnat, pentru că indemnizația trebuie să fie îndemne. Ori nu m-a îndemnat la nimic. Făceam așa în pus. Deci, se pare că domnul primar interimar avem mai mult noroc. Nu avem multe de comentat pentru că este abilității legii și unii legii nu-i tocmeală. Sunt, propun și comisia mea, propunem votarea acestui, avizăm favorabil. Da, comisia nu a voie, domnul. Da? Deci, cele trei comisii, domnul președinte, și-au dat avizul pentru acest. Cine este pe este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Cânel. Da? Nu am articulat că începe cu 1 iulie 2017. Da, așa e legea. Da, punctul 2. Se trece la punctul 2. Data de mare, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și persoană contractuală din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Livest și structurilor subordonate Consiliului Local al Comunei Livest. Da.
Consiliul Local al Comunei Liberi, Județul Bacău, întâlnit în ședință ordinară în data de 31.07.2017, analizând expunerea de motive a viceprimarului Comunei Liberi, registrată sub numărul 3843 din 28.07.2017, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici, personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Liberi și structurile subordonate Consiliul Local Liberi, referatul secretarului Comunei Livezi, înregistrat sub numărul 384 din 28.07.2017, precum și raportul compartimentului buget de contabilitate venituri, întocmit de doamna contabilă și aptălin Elisabeta, înregistrat sub numărul 341 din 28.07.2017, având în vedere prevederile articolului 11.1 și articolul 38.2, litera B, din legea 153.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, văzând rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Liberi, în temeiul prevederilor articolului 45 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera B din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare. Propunem Consiliul Local al Comunei Liberi, Județul Bacău, adoptarea următoarei proiecte de hotărâre. Se aprobă salariile de bază ale funcționarilor publici și are personale contractuale de cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunii Liberi, Iețu Bacău și structurile subordonate Consiliului Local Liberi, cu forma anexei, parte integrată din prezenta ordonanță. Viceprimarul Comunii Liberi, în calitate de ordonator principal de proiecte și conducător al instituției, va asigura ducerea îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului Iețu Bacău, viceprimarul Comunii Liberi și aducerea conștiință publică prin afișare. Inițiatorul proiectului de hotărâre este domnul viceprimar, domnul Chim Soie. Aceasta este anexa. La proiectul din... Hai să termină pe decizie și pe urmă. Nu se întrebă ce doar. Nu se întrebă, sunt permite sau aștept? Dane! Ați terminat un... Dacă mai aștept, ești cum vorbim. Asta este... Am terminat proiectul de hotărâre. Da. Îi spune motive sau anexa? Nu. Expunerea și motivul a fost pus la dosar de ședință. În ședința de comisie au putut să studieze. Da, nu am întrebat un minut. Ce vreau să spun? Vreau să știu, domnule secretar, dacă domnul primar intervar mai votează și ca consilier. Nu știu, dar nu, dar trebuie să întrebăm, să întrebăm doar de realitate. Dar să fie ce consilier, deci trebuie să ne depunești. Domnul Arie, atunci primar, asta întreb. Și domnul secretar. Îndeplinește cele două activități. Atunci ce are, dar este vice primar, domnul consilier. Este vice primar, domnul consilier. Am întrebat, nu, nu cu... Dar să vă luați într-o problemă? Asta are legătură. Dar de întrebare curând. Vă mai vorbim, dar cine este viceprimar ales de dumneavoastră? De rândul consilierilor locali. Aia de consilier de primar care este viceprimarul care nu și-a pentru calitate de consilier. Am înțeles. Da. E după mult. Ați perioadă. Comisie de specialitate. Domnilor. E vorba de comisie de specialitate, dar cred că avem de discutat la acest subiect. Fiind vorba de un subiect de maximă importanță, e vorba de bani, e vorba de viața funcționarilor primăriei, e vorba de aparatul primăriei, e vorba de multe probleme. Nu putem trebuie să speștelim un subiect, pentru că Curtea Constituțională ne va lua la întrebări. Sau cei care le lăsăți de masă. Nu se poate așa ceva. Trebuie, domnul președinte, să conduceți ședința cu luat de cuvânt la subiectul respectiv. Vă rog tare mult. A consilierului. A consilierului. Da. Da. A consilierului. Da. Și da. Avem și ce vreți la da. Da. Am vrea, am vrea, având în vedere, având în vedere și transparența, și democrația, și adresa administrației, a reprezentanta sindicatului funcționarilor, așa, vă rog frumos, dar domnul Ionică, domnul Ionică, orice cetățean la comun sau ce are drept. Au drept doar și ședință. Și de așa. Nu ai voie să ia cuvântul. Nu trebuie să ședință, n-ai voie să ia cuvântul. Domnul Costa. Domnule președinte și domnul secretar, vă dau legea 25, dau dreptul să vorbească. Hai să dăm cuvântul și lui domnul Costa. Nu hotărăsc, nu votează, dau dreptul să voteze. Legea 25. Domnul, dăm cuvântul domnul Costa. Domnule, după cum vedeți, este o deziune. Da. Poate ne dorim. Dar asta e realitatea. Și apoi în Consiliul Local există diferențe de opinii, de asta e Consiliul Local. Dar haideți să respectăm regulamentul. Deci, supunem spre aprobare așa cum e normal. Absolut. Și după care, deci la discuție, că doar vă dăm între. Asta e regulamentul. Asta e regulamentul. Se supune la vot și vom intrăm în discuțiile care le doresc noastră.
Supunem la vot și vorbim? Comisiile. Comisiile. Păi eu vă spun că nu sunt de acord. Dar trebuie să vorbim. Asta e părerea dumneavoastră. Domnule, dar nu inversați, domnule, orice subiect trebuie, poate eu am greșit și după ce ăla vorbește, modifică-l aici. Nu e de spus, nu faceți pe dos. Vă rog frumos, nu faceți pe dos că anulăm ședința. Și o să părăsim acum de sală. Întâi și întâi se ia cuvânt la fiecare subiect, fiecare consiliu, ce am spus, bun, rău, vorbește. După aceea, vedeți ce spune comisie. Poate că eu schimb opțiunea, domnule președinte. Că eu am o hotărâre, dar poate schimb opțiunea după ce mă lămurește cu lesul, da? Păi da, să urmați. Deci, în ședința din comisie, ședința de comisie a avut loc de la ora 9 la ora 11. Acolo s-a luat o decizie în care consilierii au fost informați de tot ce se făcut de ordinea de zi, proiectele au fost dezbătute în comisie. Spune că eu din comisia cu ce finanță nu sunt de acord. Păi acolo putea spune și... Am și spus, am scris. Corect, atunci nu punem la vot. Păi nu votăm, în urmă votăm, domnule, n-ați înțeles. Nu votăm acum, avizul. Avizul. Domnule, facem avizul la comisie. Avizul, probabil de avizul. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1 a venit favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Vă rog. Nu aveți voie să intrați în ședința voastră, domnule. Domnule primar, sunteți obligat pe cei care participă la ședințe, indiferent cine este. Nu am mai ales că este reprezentantul unui sindicat. Aveți obligația să-l audiți. Vorbim din comisie. Aveți cuvântul. Domnule. Favorabil. Domnul Lungu. Nu dați ce nu aveți, cred că nu s-a discutat. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord dacă n-am discutat. Nu dați un pic că e evident în comisie. Secretarul comisiei numărul 2 nu-i spune că nu s-a votat. Cum nu s-a votat? Că de emergență. Să dăm avizul. Avizul la dat? Deci e dat favorabil, da? Da. E nu-i votat. Avizul la dat. Deci n-am notat că așteptăm să demn să... E nu-i votat. Nu a dat avizul la vedere, nu-i dat avizul. Nu-i dat avizul. Nu-i dat avizul. Două comisii, nu-i dat avizul. Ce mai vreți? Cum? Președinte, președinte, nu-i dat avizul favorabil comisii. Păi nu zic, secretarul nu-i dat avizul. Păi semnat, că semnat procesul. Semnat noi, sau nu semnat? A semnat procesul. Da, deci da, nu-i dat avizul. Da, ți-a avizul, domn președinte. Spune. Favorabil. Comisia numărul 3. Comisia numărul 3. Domnul Lungu, comisia numărul 3. Aviz, domnule! Da. Nu procedați corect, nu dau niciun aviz. Nu dau niciun aviz. Bun. Supunem la vot. Supunem la vot. Ce să supui la vot? Dar de ce nu dau aviz? Care are legătură cu acest proiect de studiu. Vă spun compartimentul de specialitate care fie
doamna contabilă are un greșit, foarte multe greșit. În primul rând, nu ne respectă organigrama care a făcut unul. Deci undeva, niște modificări în comparație special, care nu este primăria, ea este specialistul și vreau să-mi fac conducerea primării, dacă este pregătirea resurse umane. Cine a făcut-o până a făcut? Noi nu știm nimic, doar votăm niște, nu știu dacă e bună legal sau nu bună legal, nu avem să știu. Deci vreau să vă adresez pe partea specialitatea lui doamne, contabilă doamne. S-a pus semnătura, care este care în dosarul meu. Da. Nu apare compartimentul în aceste investiții. Apare compartimentul program de dezvoltare, care nu există în organigramă. Deci într-ar, ne trebuia un alt proiect. Deci ea este specialist, dar nu ce mai spune de subinul mai interesant. Ea este specialist, ea a trecat lege. Deci nu ne respectă primul clar? Anularea clară. Păi cum faci? Vine raportul, zice primarul scrie altceva, raportul secretarul altceva, iar specialistul spune altceva. Și mă mai spun ceva, avem niște legi care se citează doamna specialistă, care s-a blocat în zi. Noi ce aprobăm legea, legea unii, ci să analizăm sau legea care a fost înainte, ce aprobăm noi acum? Eu nu mă înțeleg. Deci vă spun, deci nu știu. Îmi vreau să-mi spun nicio aici. Legile care s-au abrogat, le voi pun la dispoziție domnului secretar să-mi citesc. Deci legile sunt abrogate și aici sunt. Dar noi aprobăm un acord de specialitate care nu mai funcționează. Noi ce aprobăm mai? Suntem legea unii s-a analizării sau alte legi? Și avem forța sindicală aici cu nouă grele de salarizare, care este legală, ștampilată, cum e oficială, iar asta, da, care e mai motivii care spune că avem specialistul nostru, sunt multe greșeli. Nu știu care compară numai, care e mai bună. Eu nu știu, nu sunt specialist, care compară? Da. Deci nu știu de la vedere. Nu știu, eu mă văd de aici vreau. Să te sindicat. Eu mă văd de aici vreau. Deci, dar, cum am văzut, eu mă văd de aici, eu mă sindicat, nu știu cine. Și mi-am prezentat, ca să fie important. Nu știu de unde o are, nu știu cum calculea ajunge, dar fiecare oase are consultați-o pe internet. Consultați-o pe internet și vă... Dar nu, unde tu erau până nici măcar la Sântuie, nici măcar, eu mă văd unde fac. Care spune așa, eu am citit foarte atent și spune, propune această, acest sindicat, propune. Nu spune să luăm noi decizii, pentru că... Exact, cum vedeți în conservare? Așa. Păi, eu am decizii, nu vedeți în conservare? Stați un pic, cine decizii în primul meu? Veni propune, nu poți să... Nu-i dintea noastră, ne propune, domnule, lasă-l de doamna! Este propune! Noi v-am pus un tablet cu funcțiile și remunerarea de funcții. Din cadrul atelivez, nu știu din unii o stabilit sindical. Deci asta vă spun. Iar ceea ce am făcut noi aici, am făcut-o legal, conform legii 153, în care prevede că salariile se mențin la data de la data de 1.6.2017, care acest lucru l-am făcut, deci sunt menținute toate salariile. Nu are voie niciun salariu să depășească indemnizația viceprimarului, sunt ok. Iar eu am lucrat aici, după statul de funcții, aprobat de noi în Consiliul Local din 2014, așa l-am găsit, pe asta am lucrat. Eu zic că sunt corecte. Și am lucrat, am văzut. Da, deci asta vă spun. Eu vorbesc de compartiment specialitate, dar nu vezi de lege. Aia este altceva. Cum este? Aia este altceva. Și vreau să vă mai spun, funcția de conducere conform legii, cine deține în primărie? Funcția de conducere cine? Ordonatorul de credit. Primar? Viceprimar? Da. Și secretarul comunii. Cum este posibil că expune motivii a doamnei să aibă salariul cel mai mare? Peste secretar? Domnule, deci nu deci noi nu am... Noi nu am crescut nimic, lucrăm pe ce avem. Deci ca să înțelegi cum a spus mai domnul consilier, mă ascultați, deci am spus, le-am păstrat, clar, știți de mă prind. Dar nu v-a pus nimeni cu nevoie. Nu le-am. Nu v-a pus nimeni. Deci noi le-am păstrat. Deci ca să înțelegi, domnule primar, că nu v-a pus de nimeni? Da, știu. De nimic? Poate înțelegi. Deci noi am păstrat salariile de la 1.6.2017. Dar vă spun, explicați motive. Nu știu dacă este domnul care așa mi este prezentată. Nu știu dacă este normal sau nu este normal. Aici e problema cu dumneavoastră. Contradictor altceva. E aici că nu știu care este bună. Ascultați un pic. Nu știu care este bună. Mai este... De ce se iau de bază eu? Cine crede că este neîndreptățit, are dreptul să facă contestați. Și eu să facă... Nu, 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 n
trebuie să rezolvate. Am înțeles să analizați în noștri și trebuie să luăm decizii mai bune. Nu te zic trimite. Nu m-am săturat de procese, dar mi-au făcut o chestie divotare. Nu mă oare, trebuie să mai fac procese, iar îmi pare rău, domnule. Atâta timp, noi Consiliul Local decide. Nu mă oare, decidem corect, transparent, pentru fiecare an arată primării. Nu putem. Deci vorbim de funcții, nu de persoane. Atunci vom să-i propune trage, dacă nu decidem, le trage pe procesul. Dar nu decidem că sunt acolo. Domnul Sulugiu, dați-vă și domnul Costea. Aș fi înțeles. Domnule președinte, din referințe, niciunul de noi nu se dea juriști. Da, nu știu. De pentru care așteptăm în președinte și discuții de genul ăsta. Pentru că asta e dat. Astăzi discutăm despre statul de ființă. Eu n-ar vrea să am atâta experiență de Consiliu Local și nu vreau să mă confund cu lucruri care nu trebuie discutate. Discutăm statul de ființă. Nu discutăm persoane, discutăm nimic așa. Luăm, să ia în discuție statul de funcție aprobat de Consiliul Local în 2016 și de acolo încolo facem discuție. De aici vorbim. Cât privește nemulțumirea salariaților. Din fericire sau din nefericire și din rândul familiei mele am un membru. Este la fel de mulțumit ca marea majoritate a salariaților din primăria Niveți. Și poate și din alte primării. Raportat la vechimea care au, și la salariul de încadrare și la vechimea care au parcurs-o până astăzi, unii salariați ar trebui să aibă salariul mai mare decât cel care ridică astăzi în mână. Au apărut nemulțumiri de astăzi. Îmi pare rău că la nivel de comuna Livez, la nivel de primărie, au existat atâtea nereguli încât s-a creat o vâlvă și o neliniște între salariați și nu-i normal. Eu cred că este momentul zero să încercăm, ca măcar de azi încolo, să intrăm în normalitate. Atât în ce privește activitatea în Consiliul Local, cât și aparatul propriu al primarului sau al primăriei. Aș avea rugămintea că altfel nu o să se înțeleagă nimic de aici. Haideți să discutăm exact pe punctul în cauză. Noi nu vorbim de persoane aici. Dacă personalul primăriei are probleme, poate să o rezolve împreună cu șefii din primărie. Că ei toți sunt nemulțumiți. Totul se rezumă la bani. Noi am fost foarte mulțumiți acum când am votat procentul ăsta, așa că de legea. Și ei ar fi trebuit să fie mulțumiți pentru că au și ei alături de tine și era normal să-și ia drepturile până la data de astăzi. Dar nu rezolvăm problema asta astăzi. Problema lor se rezolvă la primărie. Și nu vreau să dau nicio indicație de mămii. Dar domnul secretar, știți prea bine că sunt nemulțumiri pentru personal din primărie. Căutați dacă se poate. Mereu mi s-a spus, vă rog, vă rog, imediat. Nu mă ocup din responsabilul mare. N-am atribuție asta. Vă rog, nu am voie. Mă refer ca un membru, ca un conducător de primărie. Îl faci parte din structura de conducere a primăriei. Și la domnul vicepreședinte se poate adresa acum. Nu trebuie să vă supărați. Poate de domnul Fabriu, domnul Vicepreședinte, domnul Vicepreședinte, domnul Vicepreședinte, ca până la sfârșitul anului în curs, să încercați să aduceți personalul primăriei, să rezistați drepturile care care le scuvim. Pentru că este o nemulțumire din toate, niciunul nu e mulțumit din toți în care să rămână. Pentru că s-a trecut peste interesele lor de familie și bănești, uitându-se de fapt că toată lumea muncește pentru bani. Oamenii sunt foarte nemulțumiți. Cineva nu și-a făcut datoria. Nu dau nimic, nici nu vreau să spun. Dar căutați primăria să vă conduce primăria să aduceți la adevăr salariul omului, că e normal să întâmple treaba asta. Nu am dreptul. Eu nu am dreptul legal să aprob un salariu în afară de pentru că atribuțiile de consiliu nu permite lucrul ăsta, dar rezolvați problema oamenilor. Este o problemă mare, să știți. Uitați-vă, oamenii ăștia au venit aici în ședință pentru că ei știu ce știu. Și eu știu. Ei se mai îndreptățesc ca mine, pentru că sunt afectați în mod direct cu bani și de venitorii lor. Și au dreptate, o să spun în punct de vedere. Dar haideți să intrăm în normalitate, că așa e corect. Așa e normal, domnul. Și eu nu dăm, că mi se pare că nu o corect lucru. Și-o spuneți că ai să vă
dacă veți. Ei, dar pe aici ai treabă cu mine, dacă e. Înseamnă că nu vrea să-i lăsați și pe domnul să vorbească. Ziceți, domnul Sigur Jumai. Domnilor, domnul secretar, la ce expres să prevede legea să notați? Vă rog să notați ce spune eu acum. Sunt consilier local de 25 ani, dar nu am văzut un proiect atât de greșit cum este acesta de astăzi. Și vă spun că care e problema. În grila primăriei avem 4 persoane cu aceleași studii și vechime, aceeași complexitate a muncii, așa, aprobate de Agenția Funcționarilor Publici, dar cu salarii diferite. Exemplu, 4.201 lei și în realitate este de 4.650 de lei. Deci este nedreptate. Legea nu permite discriminare. Vedeți că legea 153 acum. 2. Salariul de 5.550 de lei și corect este de 4.650 de lei. Grila sindicatului, care este un organ. Același salariu, așa, de 3.606 lei în grila primăriei și legal este de 4.650 de lei. Deci nedreptățiți alt salariat al primăriei. Salari de 4.561 de lei, iar corect este 6.656. Altă nedreptate a unui salariat. Toți cu aceleași studii și vechime în muncă. Discriminare! Așa. La secretar. În grila primăriei este 4.858 de lei și corect este de 5.032 de lei. Deci și pe secretară nedreptățiți. Cine sunteți voi de faceți asemenea încălcări de lege? Niciun salariat din primărie nu va avea un salariu mai mare ca viceprimarul, ca secretarul. Bun. Legile 285. Pe 2010, 208 pe 2015, adresa guvernului. Îmi dați voi. Da, domnule. Mă vedeți că aveți ocupat. Guvernului numărul 6 pe 2007 și pe 2006 și 9 pe 2008 sunt abrogate. Și ați lucrat în acest proiect pe aceste legi. Corect este numai... numai în vigoare, este numai 5.520 pe 2016 și legea 153, asta nouă. Restul sunt anulate și lucrați pe ele. Votați consilierilor ca să vedeți cum ajungi în instanță. Am spus că nu e corect. Votați că cei care îi nedreptățesc la salari, eu mă duc pe ei în instanță. Vă dau, vă jur aici. Am votat pe conștiință, da? Bun. Și mă duc cu ei în instanță să le plătiți voi diferențele de salarii. N-am să mă agăt de cei care au mai multe treaba lor. Aia e treaba curții de conturi. Alo, domnul Lungu. Dați voi. Ați notat un secretar? Domnul Lungu. Domnul Lungu. Dați voi și la domnii. Da. Dumnezeu să-i dai voi, ești președinte. Eu nu sunt consilier. Eu nu sunt președinte. V-am rugat de la început. Acum am zis. Deci nu mă las la mișto că eu sunt tirel la obraz. Nu te las groapa cu furnici. Ai grijă, eu sunt inuț. Așa sunt la legeți. Haideți să vreau să nu mă deranjați. Să ne suprapunem. Haideți să discutăm un pic istoricul. Deci eu am solicitat. Eu am solicitat de la primărie, de la conducerea primăriei, noile salarii care, exact anexa asta care o aveți la salariile de bază, în noua grilă. Aici s-a încercat să se ducă o eroare. Noi, sindicatul, am depus oficial un document, o hârtie, o adresă, care să fie înregistrată, să se ducă la consiliul local, la consiliul local. Văd că domnul secretar nu a vrut să prezinte la început această hârtie. Părerea mea este că aceste documente trebuiau puse inițial în dosarul de ședință, înainte
să dați dosarele la consilierii locali. Domnul Lungu i-a dat de vine. Domnul Lungu i-a dat de vine. Grila propusă, Grila propusă de primărie. Dar trebuia vine să stați după ora 2 împreună cu primarul interimar, să vă prezentăm și noi grilele de salarizare ale sindicatului, care sunt conform legislației, legea 153, bun. Așa. Cine și trebuia să aducă până la vizit. Odată ce acum este prea a inițiat proiectul de hotărâre. Polemici. Noi, după cum vedeți, am depus aceste documente. Dacă vreți să-mi dați... Am văzut că sunt la dosar de ședință. Nu, sunt celălalt de toate patru foi. Prinse. Nu, asta este ședință, cum nu vreau să deci, cum? Vedeți nici un alt... Din măcarul le-a adus în ședința de Consiliul Local documentele ministeriale. Păi de ce domnul primar interimar nu le-a adus? Uitați la domnul, puteți să-mi plăcă domnul. Astea sunt documentele care sunt copii Xerox. Trebuia să aduceți domnul, domnul primar interimar documentele oficiale care le-am depus dimineața acolo cu domnul secretar. Deci acelea sunt niște copii Xerox. Eu vreau să prezentați documentul oficial, domnul secretar, care vi l-am înregistrat. De nu vă prezentăm noi documentul. Nu, ci doar ce am depus de noi. Noi le-am depus. Este o ședință de Consiliu Local. Nu încerc ca să le iau pe gata cu o domnulă. Acest domnul. Da. Deci s-a primit dosarele de ședință. E bine. Comisiile au fost făcute la ora de vreo ani. Ați registrat-o astăzi dimineața. Pentru că nu mai registrat. Domnilor consilieri, liniște, vă rog. Eu. Nu, ca să ne înțelegem, auziți. Liniște, vă rog, să ne înțelegem. Asta. Păi ce să ne înțelegem? Hai să punem apucul de dumneavoastră. Nu, 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 deci dosarul, conform legii, se face cu 5 zile înainte, conform legii. De nu sunt de mare. Eu bine am primit dosarul când se lucra la el. Eu am primit-o mai azi. Azi când am primit, trebuie și nu m-am înregistrat. De ce se balagă? Ha! De ce nu mai discutăm alte probleme? De ce nu l-am primit cu 5 zile înainte? Domnul secretar, știi, l-am sunat? Nu este de vină, el m-a spus că este de vină. Nu era terminat. Și se mai azi se prezentă luni. Nu știu, l-a prezentat. Și ce documente la dumneavoastră pus pe ordinea de zi? Documentul care l-am înaintat oficialul domnul secretar dimineața. Asta e dimineața. Domnul secretar nu recunoaște la acest moment că a venit de lume. Păi de ce? Numai un pic, eu sunt femeie și am dreptul să vorbesc și să fiți politicos. Doamne, sunt de politicos. Da. Să dăm cuvântul și lui domnul Costea. Femeie, da? Vreau să vă respectați. N-am făcut domnul viceprimar sau cum să mă exprim, pentru că am așteptat să văd grila dumneavoastră, pe care mi-ați prezentat. Și am avea sindicatul cu grila pe care ați prezentat cu tine. Mai dinainte să știi că avem un sindicat. Atunci vorbeam de sindicatul noastră. Dacă nu știa că avem sindicat aici, vă comunicăm dumneavoastră. Și vă spun imediat care sunt greșelile. Deci, după legea 153, noi nu votăm în ședința de Consiliul Local salariile primarului și viceprimarului, pentru că salariile sunt stabilite prin lege. Iar care sunt regulile? Salariul secretarului trebuie să fie cel mai mare din primărie. Ceea ce nu este în grilă. Vă rog să vă uitați. Vă rog să vă uitați. La secretar. Secretarul comunei la 1858 în grila primăriei și secretar comuna în grila sindicatului 5032. Vă rog să nu mai comentați. Vorbește cu doamnă. Nu încercați să vă spuneți de civilizație neamucoi. Domnul secretar, este adevărat? Este adevărat. Salariul dumneavoastră trebuie să fie imediat după viceprimar? Așa-ți prelege, hai, hai, hai!
consilierul primarului? Cine e consilierul primarului? Care este salariul secretarului? Mi-e va depășește salariul secretarului. De secretarul are 4.800 și ceva, iar la buget există un salariat cu 5.550. Deci grila asta nu este corectă. Mai mult, sunt salariați cu aceeași vechime și cu aceeași gradație, gradația care înseamnă vechimea în câmpul muncii, care sunt salarizați discriminatoriu. Deci sunt 4 salariați cu 4 salarii, care au aceleași studii da, și aceeași gradație. Nu contează. Deci nu sunt pe același compartiment. Dacă ai pe același compartiment, nu, ridici pe loc. Nu e adevărat. Chiar dacă în alt compartiment are aceleași studii și aceleași vechimi. Și legea te obligă, domnul Pic. Asta e legea, domnul Pic. Domnul Pic. Te obligă legea. Asta e legea. Domnul Pic. Prezentați-o, dar îți spune legea de legea. Păi, dar face legea. Spune, domnul secretar, că sunteți ministru primăriei. Să vă mulțumesc, dar cum este legea? Cum este legea? Domnul secretar, spune, cum este legea? Da, eu vreau să lămuresc salaria pe domnii consilier că grila primăriei este greșită pentru că se fac și trimiteri la legi abrogate. Deci din subsolul acestei grile, numai două legi mai sunt în vigoare. Restul sunt abrogate. Deci sunt abrogate. Deci ca urmare această grilă trebuie extinsă. Dar domnule jurist, mai vă prești! Eu sunt... și principiul
principiile care stau la baza acestei legi, egalitatea între salariați, transparență care n-a fost făcută la noi în unitate, conducătorii, cei care au făcut grila, nu ne-au chemat, nu ne-au informat și nu ne-au întrebat nimic de salarii. O linearitate atât pe orizontală cât pe verticală, deci respectă proporția de la primar, viceprimar, secretar, următorii salariați și pe orizontală angajații care au aceleași studii, aceeași vechime muncă, au același salariu de bază. Nu diferențial. Nu diferențial. Vă mulțumesc, doamnă, dați cuvântul lui domnul, vă dau cuvântul lui domnul Iasu. Să trăiești, stimați colegi, domnule președinte, domnule primar, atenție! Dați-mi voi să îmi exprim și eu câteva cuvânt, dar nu pot să-l înțeleg. Eu, ca și consilier, nu pot să iau decizii. Bravo. Care nu permis, nu depinde de mine. Depinde de mine, dar nu pot să le iau în neștiri de cauză. Pentru că aici, după cum vedem, un proiect de hotărâre făcut inițiat de domnul viceprimar, așa, și un proiect inițiat, nu inițiat, legal, scos, după cum a zis doamna de specialiști. Întrucât nu știu care sunt legalii, dacă dumneavoastră știți mai bine, eu nu știu. Ori tragem la sorți, cum să facem? Dăm cu banul, cum facem? Nu știu. Ar trebui o persoană competentă, o persoană, un jurist care știe să ia decizii în neștirea noastră. Pentru că nu văd ceva normal să votăm noi ca și consilieri niște chestii care nu-i de competența noastră, ne depășesc. Eu vreau să vă anunț că mă abțin de la acest proiect, pentru că nu știu ce să fie. Și restul care mai doriți? Numai un pic. Dacă nu se votează grila astăzi, deci trebuia aplicată de la 1 iulie 2017. Trebuia făcută ședința până acum. Doamna deci, inginer. Această grilă este făcută de un sindicat la nivel național, de juriști, specialiști. Se la fiecare o parte. Da. Deci eu n-am nu de grilă de viață ce este. Și nu în grilă stafă. Fiecare primărie își reglează în ceea ce are. Având în vedere că... Domnul președinte, eu nu știu ce să mai înțeleg, de aici chiar nu înțeleg nimic. Sincer, nu știu dacă mai ați înțelege ceva, eu n-am înțeleg. Eu nu pot să iau decizii în care nu-mi permit, nu pot să fac așa ceva. Da, eu cred că trebuie să... Domnul secretar, am expus greșelile din... Așa, cu salarii mai mici decât pregătirea. Sunteți de acord cu mine? Conform legii, cum spune aleșul Consiliul Local, deci nu este în regulă, adică cu 5 zile înainte, m-am pasat cu 5 zile, trebuia să o studiez. N-am avut timp să o studiez. Acum mai apărut o altă grilă de salarizare. De care? Nu mă stricat, eu mai tare o văd legală pe asta. Dacă mai stau un pic, părinte, nu mă conversați. Vă întreb, doamna Călina Elisabeta, ea este specialistă în resurse umane? Să mi se prezinte document. Domnul secretar, este specialistă? Nu știu, mai dar specialistă? Este compartimentul cu bugetul contabilitate pe ei. Este specialistă? Mai întreb o dată. Spuneți, dați-vă unul. Are studii. Are studii specialitate pe resurse umane de a ne face... Păi ele sunt după legită. Deci noi ce vorbim aici, tot ce noi nu vorbim despre lege. Să înțeleagă cineva, noi vorbim despre o persoană care spune că e specialistă. Da. Păi are? Nu, să întrebăm. Are? Este regulă. Nu, dar nu. Are studii de resurse umane. Are studii. Mi s-a propus o persoană. Dar altfel nu e ilegal. Prezentați-vă la Consiliul Local să știm.
Doamna are cea mai mare salară? Are de 5500, 50? Nu e cumva, mi se pare, cam această persoană care face, ea are cea mai mare salară. Care legea spune clar, domnule, secretarul nu se spune clar, funcția de conducere este primar, viceprimar și secretar. Ea este în funcție de conducere? Domnul, domnul secretar, spune legea, mai votăm, spune legea, votăm. Nu are funcție de conducere. Atunci, de ce are salarul după viceprimar? Domnul. Nu știu, o întrebare, eu întreb ceea ce știu eu de la lege. Ei, vă rog frumos, prezentați-le, că nu votăm ceva. Nu știu, eu putem dacă vă duci domnul Costea. Domnul, dar nu ce mă trebuie să mă lăsați vorbim, de ce mă... Omul ăla să-ți bagă. E după ce te-ai primit, o să-ți bagă. Ce e doar? Atunci, bagă trebuie fiecare dată, mea. Ia ne plăi, atunci acum e. Și acum mă drept. Vă rog. Cine are de patrimonial? Domnul secretar, ne puteți pune la dispoziție ceea ce v-am cerut ca să nu vă lămurim. Noi tot consiliul ne lămurim acum. Dacă ne puteți să... Cătă, nu mai zic. Nu sunt vedere că nu vrea să vă lămurim. Adică, domnul secretar, aici avem ceva de dat. Domnul secretar, avem un partid asumat. Alu? Și are școala de muzică, a făcut facultatea acum. Vă rog, puteți să vă fac așa, la rând. Vă dau, vă dau. Domnul Sfântul. Ați vorbit? Trimiseți pe domnul secretar, că nu mai citesc eu. Domnul secretar, sunt încălziți, spune legii, că nu sunt încălziți nimic. De ce mă încălziți și nu spuneți dacă are sau mare? Ce vă vedeți? Restructuri mari. Dar ce mai spune de la vostru? Președinte. Domnul, acreditare la care sunt mari. Deci eu uitați, am venit. Este ilegal acest proiect. De ce nu mă credeți? Deci, Dani, nu te credeți. Păi nu știu, dar ce vreau să spun? Încă o dată, da. Eu ce am consiliu local? Bă, suntem și primari. Ce era asta în consiliu local? Vă rog frumos să-l prezentați. Ca să notez. Dacă este acreditat această persoană. Vă rog frumos, prezentați-o. De ce nu prezentați? Păi, domnul președinte, v-ați văzut. Chemați-o că este ilegal. Să vină să-l prezinte. Dăm cuvântul lui domnul Costea. Nu pot să o chem, eu nu sunt... Vreau să fii președinte ale drept! Doamne, să o chem, să o pot... Și-o semnați, și-o pus... Domnul președinte, vă folosiți legea! Doamne, dânsa... Domnul președinte, ce ziceți legea? Da, nu, dânsa și-a pus parafa... Domnul și-o chem! Dar după aia... Domnule, ce mi-a spus? Hai să o punem la doar! Hai să o punem la doar! Acum două luni ați venit cu un proiect care ne-a întrudit, așa ca așa astăzi de la îngrescuit. Ilegal! Ilegal este și ăsta! Și nu ați fost nimic de ce-i competent. Scrie atât, am spus eu. Răspund eu. Este în drept să o facă, dar să consulte cu oameni speciali de ministru primarului. Eu te-am felicitat, primul, și te felicit și te susțin. Dacă mergi pe lege, dacă respecti legea, ești al meu. Și eu sunt la campanie și da la viitoare dacă vei candida. Domnul Costea. Eu am ceva de deosebit pentru matale bun. Domnul Costea, vă rog. Am spus de la bun început, de cuvântul anterior, că niciunul dintre noi nu se interrupește. Corect. Mi-am spus-o cu așa. Așa de fiecare poziție care, după cum... Da. După fiecare cum după cum merge. Sincer să fiu. Eu, înainte de a veni la ședința de astăzi, am citit legea. Și am înțeles atât cât am înțeles eu. Dar cred că s-a făcut atâtea discuții cu privire la cine a stabilit salariile, da? Angajații primării, legea spune felul următor. Că ordonatorii de credit au obligația la stabilirea salariului de bază, fondurilor, să asigure propune promovări personale în funcții grave și treptele salariale, așa, eu știu tot cât ține de salarii, astfel încât în final, se raportează la lege, la această ordonanță. Acum, noi ce discutăm astăzi? Nu știu. Noi discutăm... discutăm un stat de funcție, cu funcție care este grupă mii de persoane aici, iar dacă... Eu nu pot să vă dau credit primăriei că... N-a făcut tot după lege. Nu pot să cred treaba asta. Nici nu pot să contest... faptul că doamna reprezentată a acestui sindicat spune că nu are dreptate. Nu știu. Dar noi, Consiliul Local,
avem posibilitatea, prin vot, să votăm sau să respingem. Da? De asta sunt mai multe propuneri. Dacă dintre domnii consilieri are ceva propuneri, știți prea bine că avem dreptul să propunem ceva referitor la subiectul discuției, dacă nu, eu chiar, ca să terminăm chestia asta, eu chiar aș propune domnul președinte să spunem spre apropiere, pentru că așa stăm în viața aici. Nu, vă rog frumos, intervin eu. Deci eu am expus foarte bine toate punctele greșite din grilă. Domnul secretar, vă rog să-mi răspundeți. Am spus ceva greșit? Dar ce trebuie să credeam cu ce ați spus? Să nu votați mai domnilor consilieri. Domnul Mocoi, cum am un pic intervin și eu. Ziceți, domnule. Haideți să vă cintesc câteva principii ale legii. Domnul, haideți să vă cintesc. Haideți să nu ascultăm povești, domnule. Domnul primar. Haideți să vedem povești. Dacă să ne facem datoria, să ne facem datoria. Hai să ne facem datoria. Să ne facem datoria. Să ne facem datoria. Noi suntem reprezentanții sindicatului și de aia să ne facem. Consiliul local nu este niciun la sindicat. Nici treabă aveți. Și nu se rezolvă mare, pentru că avem o adresă oficială. Sindicatul apără interesele tuturor salariaților. Care salariat? Aduceți în coace, doamne, dacă aveți salariații. Suntem aduceți angajații. La următoarele negociere. Aduceți angajații. Prină sindicat. Din ședință de consiliu. Da. Așa cum spune articolul 11 din legea salarizării, numai un pic, articolul 11 din legea salarizării prevede că înainte de a da drumul aceste grile trebuia consultat sindicatul. Doriți să o încheiem sau să o lungim? Doresc să lămuresc lumea și să lămuriți, pentru că aveți ce să lămuriți la noi, doamne. Mila propusă de primărie este greșită. Asta nu vreau. Am adus și dovezi. Am explicat aici tuturor... Dacă sunteți de acord să ne lăsați să ne facem treaba de lăsați, dacă președinte, dacă dumneavoastră credeți că e competența dumneavoastră sau competența noastră, noi votăm, da? Absolut! Furi! Mergem la vot, cine dorește să voteze, voteze, cine nu, nu. Respingem proiectul, respingem proiectul. Domnul, plătești batale în instanță pe cei care ne interpățesc. Eu mai am în instanță un dosier cu chestii de astea. Și mai votăm. Domnul Lucu. Nu trebuie să votați acum. Eu sunt din partea unui sindicat și am vrut să sunt vocală. Sindicatul în țara asta este vocal. Noi îi votăm pe amândouă. Care îi prea votează? Contra și vor invers. Deci dacă dumneavoastră, consiliere locale aleși de populația din primărie, acceptați o grilă greșită din stat și v-am explicat de ce este greșită. Și acum, domnul președinte, cum să puneți la vot? Proiectul inițiat de primărie sau proiectul? Sunteți de acord să trecem la vot? Care este? Care votează? Sunt, înseamnă că sunt de acord cu domnul. Da. Care nu votează, înseamnă că sunt poate. Da. Sunt de acord cu domnul. Hai, sunteți de acord. Primar. Sunteți de acord cu proiectul dat de domnul primar? Sau care să abțineți de acord cu proiectul dat? Se dai de acord cu hotărâții. Două vot! Cine este domnul primar? Cine este pe? Ursul de mai parade! Eu! Mai parade, ursul! Eu! Dar cine e venit? Eu! 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 Plătiți! Eu uite la el! Dar la bani! Mai parade! Domine te rupuți! 7, 8! Domnul... Stați așa să vedem cine a votat împotrivă și cine se abține! Stați așa, 8 votul pe el!
Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Domnul Sfârugiu, domnul Lungu și domnul Ionel sunt împotrivă. Se abține cineva? Sfârugiu. Domnul Ghine se abține și... Sfârugiu, Lungu și domnul... Eu sunt împotrivă. Ardelea. Așa? Și se abține domnul Ghineț și domnul Hrăguleanu. Ghineț și Hrăguleanu. Proiectul a căzut. Deci cu 8 voturi pentru... Care sunt 8, domn secretar? Numărați-ne, domnul. Nu mă numărați. Vai, domnul. Hai să mă arătăm o dată cine este pentru proiectul de hotărâre și... Păi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, domnul. Sunt în domnul consilier. Domnul consilier, sunt 8 voturi. Hai să vedeți. Numărați. Așa cum noi am făcut-o legiune, ți-o fac și vouă. Gata. Dar ce mi-am iubit? Băi, știi ce? Nu sunteți pentru popor. Ai nedreptățit salariață primăriei. Domnul care e contrasă cu ăla de popor.